Maramureșanul Decebal Traian Remeș, fost ministru al Agriculturii, a fost condamnat la 3 ani de închisoare în dosarul Caltaboșul. Acesta a fost încarcerat în februarie 2013 în penitenciarul Baia Mare, iar la jumătatea lunii ianuarie 2014 a cerut să fie eliberat condiționat, motivând că are peste 60 de ani și a ispășit o treime din pedeapsă. Remeș a stat în închisoarea de la Satul Nou de Sus un an și, după ce a fost eliberat condiționat, a dat în judecată Administrația Națională a Penitenciarelor, pentru că ar fi fost deținut în condiții inumane. Acum magistrații Tribunalului București i-au dat câștig de cauză. Administrația Națională a Penitenciarelor și Penitenciarul Baia Mare trebuie să-i plătească în solidar fostului ministru al Agriculturii suma de 16.000 de lei. Remeș s-a plâns de mizeria din instituția de detenție, de aglomerație, dar și de dotările depășite. De altfel, fostul demnitar a contestat condițiile din închisoare și la CEDO. Decizia recentă a judecătorilor reprezintă încă o victorie pentru Remeș. În urmă cu câteva zile a câștigat un proces cu televiziunea publică și cu DNA.